Noroc, prieteni, și bun găsit! Mersi că vă conectați! Astăzi v-am invitat să urmăriți un live pe care vreau să-l fac cu Dumitru Talmazan. Vă povesteam ceva mai înainte în stories că am legat o relație cu compania pe care o are Dumitru și pentru că în această colaborare am planificat niște activități, una dintre ele este și această transmisiune live, care sper să fie de folos. Conectați-vă! Salutați-vă! Noroc, Germania! Noroc tuturor care găsesc un cuvânt bun să scrie acolo. Ei, chiar și inimioare, mersi! Eu n-am sentit mult vorba și sper să vă fie interesantă această discuție, pentru că în afară de promisiunea de a vorbi despre 5 pași pentru a vă crești comunitatea, am pregătit pentru Dumitru și alte întrebări curioase. Pentru cei care nu știți, Dumitru Talmazan este în clipa aceasta probabil unul dintre cei mai vizibili și solicitați oameni în materie de consultanță pe marketing digital. Ce înseamnă marketing digital mai exact? E o noțiune bine de știut și mai ales dacă vă interesează domeniul, bine de intrat în pâine. Chiar Dumitru o să ne explice cât se poate de detaliat, așa că eu nu întind mult vorba. Rămâneți pe aproape, sper că mă aud bine și chiar în clipa asta o să-l invit pe Dumitru ca să pornim aici. Se conectează. Noroc! Bună ziua, seara, dimineața, neața! Ai alergat astăzi? Da. Dar cum nu știi? Toată lumea știe ce ai făcut astăzi. Azi, din cauza internetului, toată lumea știe totul despre toți. Nici nu reușești să termini să alergi, că nu știu că alergi. Da. Da, eu m-am apucat de la o lună să alerg. Foarte bine. Foarte bine. E o da, azi e marți. Azi e marți, așa că n-a strânească. Dumitru, lumea s-a conectat vrând să afle niște lucruri tare și utile. Hai să încercăm să le satisfacem curiozitatea. În primul rând, pe scurt, ce înseamnă marketing digital mai exact? Asta e un... Ori asta este o explicație a celor care se ocupă cu SMM-ul. Pe de o parte, ei spun că eu fac marketing digital. Hai pentru și că... atunci când folosim abrevieri să le explicăm pentru cei care nu cunosc. SMM înseamnă social media marketing. Social media marketing, da, sau management, dependență în ce context îl folosim. Marketingul digital, în general, este, spunem așa, o filieră a marketingului clasic. El nu este, gen, nu este așa ceva că noi facem numai marketing digital. Trebuie să faci marketing ca marketingul digital să aibă sens. Respectiv, asta este un fel de multitudine de canale, multitudine de oportunități legate de 3DW sau de virtual, care oferă posibilitate ca mesajul tău să ajungă la audiența ta. Și ca puntea asta, înainte era din piatră, dar nu e virtuală. Okay. Și noi... Punem, te rog, care sunt acele canale pe care lumea astăzi le folosește pentru a face marketing digital? Noi preferăm să gândim, sau eu, în consultanță care o facem, acum este o strategie tare interesantă, după care mergem, asta este strategia de spirală. În dependență pe ce fel de nivel de spirală, tot mai sus, tu te ridici, e logic și e corect să aplici și să folosești anumite instrumente. Spre exemplu, ești un startuper, mămică, tătică... Ce înseamnă startuper? Te rog, vorbește pe limba tuturor ca oamenii să înțeleagă și să nu... Ești o persoană la început de cale. Așa. Respectiv, indiferent, ai un hobby sau ai decis să deschizi o brutărie sau să vinzi spre AliExpress, nu contează. Respectiv, tu la nivelul tău de începător în afacere, câteodată nu este salutabil, spre exemplu, să integrezi în activitatea ta instrumente cum ar fi am o CRM sau CRM-uri în general. Ce sau este spre... CRM? Tot să mă oprești așa la fiecare. Management. Management, exact. Este un sistem care duce evidența clienților tăi. Așa. Sau, spre exemplu, să folosești, eu o să explic, dar te să zic, multi-channel communication. Așa. Adică folosirea multor canale concomitente. De ce? Din cauza că tu încă ești mititel. Tu încă n-ai avut experiență, tu încă n-ai căzut, încă nu te-ai învățat să fugi și tu ai luat asupra ta așa un car mare și respectiv habar n-ai ce să faci cu dânsul și atunci sunt două riscuri. Ori să te nimerească prestatori care să iei bani din tine cât să poată,
Ori tu singur ați duce asta într-o direcție neînțelegând unde și n-ați fi rezultat. De ce? Când ești la început, trebuie să înțelegi că trebuie să folosești instrumente de bază. Începi cu, așa, foaia și creionul. Pe urmă treci la Excel. Pe urmă treci la ceva mai sofisticat. Pe urmă treci la... Adică la fiecare etapă există instrumente care dau așa zisul return of investment. Întoarcerea investiției. Oamenii, dacă o Și să vadă această abreviere pe undeva, să nu vă, adică să știți că ROI, ROI, se mai spune ROI. asta, este un return on investment și el este valabil nu numai în business, el este valabil peste Și în tot. viață. Și în Atunci viață. când tu investești timp, efort, bani, iubire în ceva, ideea este că return on investment înseamnă dacă tu primești înapoi ceea ce ai investit, ca măcar să fii pe zero, dacă nu chiar în plus. Pentru că atunci când ești pe zero, deja ești în plus. În marketing este așa termen care se adaugă o literă, M-ul se adaugă și se cheamă ROMI, Return of Marketing Investment, sau ROAS-ul, Return of Ad Spend, adică sau întoarcerea investiției din marketing, per general, sau întoarcerea investiției concret din publicitate. Și atunci, uite că ce am observat eu este că în marketingul ăsta digital, ori sunt startup-uri la care sângele bate repede și ei integrează sisteme complexe când ele nu trebuiesc, sau sunt dite mai holdinguri care au nevoie mai de multă benzină, dar ei zic, da, poate nu așa nakatom la vale. Adică, poate nu, și că e și eu un break mare, mare, mare în toată tema asta. Dar revenind la canale, Da. care sunt canalele reprezentative sau Cele canalele de mai bază pentru marketing digital? Des întâlnite, cele mai des folosite de majoritatea sunt două lumi aparte. Este search engineering-ul, asta este Google, care are vreo 5 produse. Asta e Google când noi căutăm ceva. Și atunci când căutăm, nouă ne apar primele rânduri, așa, sponsored. Asta este Google când intrăm pe curs să-mi dă și nouă ne arată niște banere. Asta e Google Display. Sau asta e când ne uităm în YouTube și hop, ne apare publicitate, este Google Ads în AdSense-ul din Google. Google AdWords, mai zice și la toată lumea asta din Google. Este Yandex-ul. Yandex-ul este tot o lume aparte a acestui sistem. Un Pe fel de urmă, competitor a Google-ului, da, putem să-i spunem așa. el este pentru segmentul post-sovietic rus, partea rusă mai mult, dar în Moldova la unele branduri se merită să se promoveze și în Yandex. Adică, știi, noi avem așa un principiu în promovare, sunt trei reguli după care nu trebuie să te găți. Asta este orientarea sexuală, religia și viziunea politică. Apoi că nu contează, ești cu ruși sau cu moldoveni, Yandex Metrica sau Yandex, dacă lucrează în Chișinău, folosește Yandex, nu contează chiar rușilor, adică sau Google. Respectiv, este a doua lume care acum este cea mai întrebată. Asta este social media, rețelele de socializare. Păi iată, în rețelele de socializare, în Moldova sunt Facebook, Instagram, Одноклассники, LinkedIn, TikTok, Twitter, YouTube, VKontakte. Telegramul. Este de bază, pe urmă între chat social, între Telegram-ul, WhatsApp-ul, Viber-ul și Messenger-ul. Da, Clubhouse unde se înscrie? Ah, el stă rus, în engleză se spune nerv na curit staronche. El este la etapa de preludiu. Am Nu înțeles. știe, nu Încă nu s-a știe găsit unde. locul, da? No, în Moldova, cel puțin din tot ce este mai mult partea de entuziasm, este partea de personal experience, Notoriety, dar pentru notorietate, pentru da. vizibilitate, pentru a-ți crește comunitatea de pe Instagram, poți face pe Clubhouse discuții tematice și lumea de acolo eventual să vrei Da, să te descopere. exact. Dar iarăși, indiferent de canalul pe care noi îl folosim în acest digital marketing, vreau să spun celor care ne privesc, sper că pentru voi asta este relevant, însă cea mai mare greșeală care se face în comunicarea digitală este că noi același mesaj, aceeași postare, o postăm pe Twitter. Și atunci,
Fiecare rețea socială, asta este un business aparte. Asta este o rețea care are anumite algoritmi, care are anumite atitudini față de conținut, format, mărimi, atmosferă. Noi intrăm în Instagram și ne place să privim ceva, uite, real time. Acum, oamenii merg în mașină, țin în mână și se uită, ascultă cum aș iasă, se intre iar, adică este un comportament anumit. În Facebook, noi, probabil, la calculator tot consumăm. Clubhouse, asta este audio. TikTok, asta este, în general, dinamica de conținut. De aceea, sugestia, doleanța, rugămintea este că n-are sens să postez o poză pe Instagram și pe Facebook de același fel, folosind aceleași hashtag-uri, aceeași mărime, n-ar fi eficiență. Am înțeles. Pentru De asta aceea, este marketingul, care da. customizează strategiile în funcție de canalele pe care alegi să le folosești, pentru că uneori, într-o afacere, nu-i nevoie să acoperi toate canalele. Exact. Canalele trebuie alese la fel, în funcție de necesitățile tale. Dumitru, tu când și de ce ai decis să devii specialist pe digital marketing? Pentru că tu ai ales acest domeniu, o să-mi spui tu de când. Eu cel puțin te țin minte în momentul în care tu erai în faza de creștere a notorietății tale și tu făceai interviuri cu oameni, de-al de mine. Și cu ajutorul unor oameni oleacă mai văzuți, reușeai și tu cumva să te faci mai vizibil. Asta era vreo 3 ani în urmă, poate, dacă nu mă înșel, poate 4 deja. Tu, 4, da? Deci, tu când ai decis că tu vrei să te faci specialist pe domeniul digital și de ce tu ai ales acest domeniu? Care e profesia ta de bază, de fapt? Arte dramatice și management artistic, director de casă de Ok, cultură. Academie de Arte. Da, am tatu. Ok. Eu am intrat în social media prin prisma unei afaceri. Eu am avut agenții de nunți. Și atunci am început să fac postări pentru business-ul meu. În timp și făceam buchete pentru nireas și ers pentru fotosesie. Săraci de nireas. Respectiv, am început să fac niște posteri, dar ele erau foarte intuitive. Posteri din seria Bună dimineața, poză cu Ceea ce nu-i chiar cafea. atât de rău. Ceea ce nu-i chiar atât de Da, rău. era atunci cu 5 dolari arătai la tot Chișinău, adică era o perioadă de aur. Așa. Știi că în istorie este Zlatoi Vek, adică așa a fost și o perioadă în publicitate. Și eu, peste 3 ani de zile, după ce am înțeles că trebuie să merg mai departe, dar între timp eu cumva făceam eu SMM-ul în compania mea. Așa. Am intrat în lumea asta social media ca angajat și am lucrat la câteva companii ca angajat și într-o bună zi am nimerit la o răscruce în care eu aveam vreo 7 clienți și eu trebuia ori să le spun, scuzați doamnelor și domnilor, noi deja nu mai lucrăm, sau eu să iau toți clienți. Respectiv, eu am mers la acest pas și am luat eu responsabilitatea față de cei 7 clienți și mi-am găsit și o parteneră și am început calea asta de digital comunicare 5 ani în urmă, asta a fost, și pe urmă, având capacitatea de a vorbi, dorința, posibilitatea, erau niște traininguri, niște evenimente gratuite, niște evenimente în care noi vorbeam pe atunci despre pixel, ceea ce era un soi de era greu. Azi, asta îi doare pe oameni. E că azi, noi la curs, oamenii vin și ei, chiar dacă nu înțeleg tot, dar ei înțeleg că ei trebuie să vrei asta. Și Ei au un trebuie să soi de. recupereze cât mai curând Da. asta pentru că ei pierd bani. Da, dar atunci asta e un soi de. Da, măi, te-aș ruga să-ți cumperi mobilul pe Feng Shui. Și tu spui, da, poate, da, nu arde în principiu, mulțumim. De ce? Adică calea mea a fost ca foarte așa smooth, nu a fost un break, dar ea a fost cumva parte din Academie de Arte, capacitatea de a vorbi, oamenii, management, Apropo, tu ai business. menționat o chestie foarte bună despre capacitățile oratorice, ele sunt necesare în activitatea ta și eu știu că ele sunt o carență destul de mare în general la noi. Vine din familie, Este. din casă, din școală, nu știu de unde, dar noi realmente avem o problemă cu exprimarea publică, exprimarea în fața camerelor, exprimarea în fața unei audiențe mai mari. Pe tine Academia te-a ajutat în sensul ăsta, da? Pe mine m-a ajutat nici nu știu cum îl cheamă. Eu mă rușinam să spun la fete că le iubesc. Și el, într-o zi, mi-a spus, Dumitru, eu vreau să spun un secret. Ele toți tem când toți zice asta. Și atunci eu am înțeles că chiar dacă eu acum am emoții, eu ar trebui să mă compor de parcă emoții nu, pentru că cei care se uite la dânși tot ar tremura
unghiile când ar fi pe scenă, în live sau unde ar fi. Deci eu, Academia cu siguranță a fost un soi de regăsire, pentru că noi am învățat artă dramatică, scenă, teatru, scenariu. Asta o adus un soi de aport, dar de firea mea, eu din grădiniță am cântat la chitară pe scenă, adică eu cu scena eram cumva aproape și asta m-a ajutat în vânzări. E ca unul dintre abilitățile care le-aș dezvolta copiilor mei, care le-aș recomanda la toți. N-aș recomanda marketingul, aș recomanda sale-ul, pentru că dacă poți să vinzi, atunci, Poți da, să te faci pierzi în orice. viața asta. Dumitru, Da. de la momentul în care tu ai decis că vrei să faci o companie în domeniul ăsta și până în momentul în care ea s-a deschis, a trecut totuși o perioadă de timp. Care, să zicem, sunt trei cele mai prețioase lecții pe care tu le-ai învățat din propriile tale greșeli în perioada aceea? Tu știi că eu știam insight-ul la răspunsul ăsta? Dar a trebuit și eu să trec pe trei. Eu am văzut filmul lui Steve Jobs când l-a dat afară din compania lui și eu repet, mereu repet pentru mine minim exemplul ăsta în care eu a spus că indiferent unde eu voi fi, cu mine o să fie creierul meu. Nu contează, eu azi lucrez aici sau mâine acolo sau mâine acolo. Deci cel mai complicat insight care a fost la formarea companiei este faptul că oamenii pleacă într-un flux câteodată foarte mare. Noi am avut nevoie câteodată, cu situația, schimbăm, cred că în 3 ani de zile, de 2 ori toată echipa. Deci, tot, pur și simplu. Și După ce ai atunci, crescut și ai antrenat, a trebuit să-i schimbi? într-o formă oarecare, da, pentru că se începe să meargă vectorul, spre exemplu, dacă vrei să integrezi un sistem și începe buntul de la vreun lider de team, el duce după dânsul și atunci tu, dacă să încerci, e complicat. Și plus încă eram și tânăr și impulsiv și asta, genul, Și care e omule, lecția care ai învățat-o? Este că întotdeauna, minim, dacă nu ai bani, e că dacă n-ai bani, dacă ești antreprenor care nu are o piernă mare care poate să asigure experți, tu trebuie să te pricepi la ce ești puși. Adică eu mâine, dacă pleacă toți din companie, eu pot procesul de la A până la Z să-l duc la mine. Eu știu de la copywriting, care e logica, structura, feeling-ul, până la setarea analiticii și livrabilul de raport care trebuie să-l fac. Pentru mine asta a fost o lecție și o chestie în care dacă eu mă apuc, nu știu, avem noi alte proiecte, eu întâi mă bag în partea de jos a procesului, e ca streaming-urile. Eu mă tem că am petrecut vreo 60 de ceasuri să mă uit ce înseamnă keylight, backlight, background light, ce înseamnă Blackmagic, ce înseamnă tot asta. Adică eu deja am cumpărat Rodecaster Pro azi, l-a adus, pornim podcastul, Shure SM7B, și cel mai bun Shure. Care eu m-am băgat și eu am La intrat mine în simți lumina pe profunzime. față. La mine o leacă mai, nu sunt zona, știi ce, dar tot o lecție că noi nu suntem de acolo, știi? Bun, bun, am Respectiv, înțeles. Deci prima concluzie este că dacă tu vrei să fii bun în ceea ce faci, trebuie să te pricepi să toate procesele tale trebuie să le cunoști tu întâi, ca să le cunoască angajații tăi, ca să știi ce să le ceri și să sau poți să ai optimiza. bani mulți ca să poți să aduci experți. Deci dacă eu nu mă pricep la asta și încă eu nici n-am bani, probabilitatea ca să vină cineva să facă la tine curățenie în ogradă, eu nu cred în asta. Ok, Experiența lecția mea. numărul 2. Mie îmi place concluzia. Hai să vedem a doua concluzie, lecții care ai tras-o. Lansează produsul în beta versie și nu aștepta versiunea finală. Aha, bună. Deci eu sunt un soi de cum spune asta? Am vrut să fac idealist care vrea produsul să fie gata, ai versiunea ideală. Și eu îmi dau seama că am pierdut atât timp, atâția bani. Eu putem să-mi iau și un șur mai ieftin, dar eu m-am așteptat este 7B, pentru că însăși Michael Jackson a înregistrat la dânsul un album. Și adică, câteodată, pentru un anumit nivel de dezvoltare a afacerii tale, tu trebuie să conștientizezi că e nevoie de făcut un demo. Acest demo de dat în piață, de luat un Pilotul. feedback real, un Pilotul. pilot, da, un pilot. Și acum noi suntem în versiunea în care noi avem vreo 4 concepte de podcast și chiar acum, înainte de asta, vreo 2 ore, discutam cu partenera mea, Alina Florea, și spuneam că trebuie să facem un pilot, să-l descompunem, să vedem și ne ajunge, pe urmă cu un pilot și pe urmă să facem tot așa cu invitați și oficiali, ca să nu ne lăhănim pe prima 100 de metri. Și Deci, în general, eu aici aș mai adăuga că oamenii din lipsă de experiență, așa cum noi toți suntem la un moment dat, cred că numai în clipa în care totul o să fie perfect, bibilit,
tot o să fie, deci colțurile vor fi vopsite, numai atunci eu sunt gata să mai deschid, ceea ce este foarte, foarte greșit, pentru că în realitate, până ajunge tu să înțelegi că asta au contat foarte mult, contează să-ți pragonul, așa numită pragon al proiectului tău, al ideii tale, să-l testezi. Pentru că toate chițăbușurile astea, ele sunt aparențe vizuale. În realitate contează foarte mult funcționalitatea la ce ai inventat tu. Dar funcționalitatea la asta n-are nicio treabă cu zorzonelele. Zorzonelele le poți să adaugi mai pe târziu. Uite, chiar și în marketing, chiar și în rețelele sociale, probabil ați observat că la cineva este un buton pe Facebook, dar la cineva nu, la cineva a venit update-ul de Facebook, la cineva nu, asta doar nu e întâmplător. Ei sunt vreo zeci de variații de Facebook și ei transmit la o zonă de A/B testing să uite care este retention, adică perioada de reținere pe site, pentru că scopul la orice buton, culoare, este ca noi să stăm cât mai mult pe site. Cât mai mult în Facebook. De aceea nu este nimic întâmplător în business-ul mare. Și noi ar trebui să luăm lecția asta, că noi întrebăm câteodată o întrebare foarte stranie, poate, dar de sugestie să se întrebe și ceilalți, să vă întrebați clienții voștri, de ce îi cumpără de la voi? Real, așa, e 10 clienți și întreabă, de ce tu cumperi? Și aici în site-ul trist, pentru mine, câteodată este, că ei nu cumpără din cauza că la tine tucanul e peste drum sau din cauza că la tine cafeaua e la aparat de asta naturală sau că canapeaua e din piele, dar tu de-a mai investit 700 de euro acolo și 300 de euro pe aparat. Dacă era peste drum, tu. Sau din cauza că îi place cum tu vorbești. Adică câteodată noi investim în business-ul nostru nu și e și trebuie, pentru că nouă ne spare că e ca ar și ghine ca business meu și e că așa întâi până nu avem așa, să lumineze, light box trebuie cela și dăm pe dânsul vreo 2000 de euro. Iar oamenii spun, și fără light box venim, dacă voi mai ghine, ați face curat în coridor. Concluzia numărul 3. Concluzia numărul 3. Oamenii, ea nu este concluzia 3, dar este probabil în capul mesei. Oamenii sunt cheia succesului. Pentru mine, oamenii sunt continuitatea capacităților mele de a implementa ideile mele. Eu sunt în paradigma de temperamente, eu sunt ăsta, la sever, mâine deschidem filială în Spania. Da, adică eu sunt driver ca tip de a fi. Și eu am în echipă oameni, din fericire acum i-am găsit, care pot spune, Dima, stai o leacă. Sau alții spun, ok, hai eu fac întâi analiză și pe urmă tu te uiți. Adică să inspir eu pot, dar deseori eu duc nu până la capăt, pentru că de firea mea eu mă închic entuziasm, nu știu ce, azi vreau, mâine nu vreau. De aceea oamenii nu sunt, chiar dacă sunt angajați, dar ei sunt o parte din echipă care te ajută să-ți duci ideile tale geniale până la capăt. Fără dânsă n-ar fi în stare. Deci eu, pe de-o parte, și lupt pentru dânsul până la capăt și m-am învățat să renunț foarte repede. Tu, în aceștia câțiva ani de activitate a companiei tale, ai dezvoltat nu doar, propriu-zis, serviciul de consultanță pe digital marketing, tu ai dezvoltat mai multe produse. Da. Iată, unul dintre ele, eu știu că vorbeam ieri despre el în stories, este prom-capsula asta, care a venit drept o soluție pentru părinții dornici să memoreze parcursul de viață a copiilor lor, de la grădiniță și până la absolvire. Asta e un fel de te joci cu emoțiile oamenilor și îi ajuți în același timp, pentru că omul părintele de-a lungul vieții copilului să își schimbe telefonul de foarte multe ori. Și el trebuie să mute pozele dintr-un coș în altul, să-l salveze, dar tu lor le oferi alternativa asta, da? Dar ce alte produse? Iată, tu vorbeai de Alina Flori, asta e partenera ta. Da, asta este agenția noastră, SAP Digital Team. Eu am acum în activ 4 proiecte. SAP Digital Team este prima afacere care noi am început, asta este agenția. Noi avem peste 300 de clienți național, mare, internațional, care noi am mers. A doilea proiect și ce faceți voi cu acești clienți? Voi administrați conturile lor de Facebook și noi, Instagram? În 70% noi setăm publicitate și vreo 30% administrăm partea de content, pentru că noi recomandăm clienților să nu se concentreze pe postări. Postările poate să le fac și singur, una pe săptămână, la nimeni nu trebuie postările noastre, să meargă pe campanii de educație, de vizibilitate și de conversie. Adică, dăm la oameni ceva, dați-le util, la oameni ceva util,
util. A doilea rând, povestiți despre voi, că nimeni nu vă știe. Chiar dacă sunteți 15 ani pe piață, chiar dacă sunteți cu mătri, știu și nu tu ești. Și a treilea, nu uitați să faceți Conversia. zakrytie sdelki, să vă facem Iarăși, pentru cei remarketing. care nu cunosc terminologie, conversia asta înseamnă că tu fiecare click al tău, sau cel puțin trebuie să tinzi spre asta, că fiecare click venind de la un potențial client să îl conversezi într-o cumpărătură de produs sau Da, serviciu. uite, tu știi, e ca la etapa asta a treia, care pare gen logică, care pare gen una dintre cele mai simple, cele mai multe companii nu le fac. Și că aici, dacă voi sunteți în zona de Facebook, Instagram, uite, sunt 6 audiențe. Cine ne-a scris mesajul în Facebook? Cine a intrat în pagina noastră? Cine a salvat postarea? Cine a salvat, a făcut share în Instagram? Cine s-a uitat la video? 3 secunde, 15 secunde, 75%, 95%. Cine a deschis evenimentul? Cine a intrat pe site? Cine a stat pe site? Cine a făcut scroll? E că toate astea sunt oameni care deja au venit la tine. Și dacă noi facem o audiență, asta cum merge în booking, deschidem apartamentul și pe urmă ducem în Facebook, dar apartamentul vine de urma noastră. Asta se numește remarketing. Apoi că oamenii noștri ori nu au create audiențele pe ecosistemul lor de publicitate, ori nu merg cu reclamă. Ei bagă influențe, bagă reclamă către landing sau către site, da? Dar nu merg mai departe în dăjim, dăbit. E un fel de... Nu, am făcut reclamă. Nu merg mai mult Oamenii... în lipsă de cunoștință, bănuiesc eu. Da, Oamenii pur și deci simplu nu aia storc din aș... audiența care au acumulat-o, nu storc ceea ce ar trebui să scoată, Dar, de folosă. fapt, o vânzare se face numai la acești oameni. Dacă luăm audiența rece, caldă, fierbinte și ambasadorii, se vinde doar la audiența caldă, rece, care nu știu. E că imaginați, vezi tu un brand, îl vezi pe Talmazana, măi, cineva a intrat, prima oară vede fața asta frumoasă. Și mai jos îl vede pe Talmazana. Și spune, nu știu cine e Talmazana asta. Da? Adică, cum să facă el o conversie în businessul meu dacă el nu are încredere în mine? Respectiv, azi, din cauza că este tare multă informație, tare multă informație, multe rețele, multe platforme, multe oferte, azi nimeni nu mai reacționează la 10% reducere. Nimeni nu mai reacționează că voi v-ați deschis. Felicitări, ne-am deschis. Eu și-am de la asta. Adică atât de multe oferte sunt, că eu nici nu-mi fac griji, că eu ați pierd vreo ofertă. Deci Spune-mi, te rog marketingul frumos. evoluează. Deci tu ziceai despre agenția cu care ați pornit să administrați clienții, voi aveți Da. PromCapsula, ce mai aveți? Este Talmazan School, este școala noastră, mândria noastră de instruiri. Este Voi 3.000 instruiți de absolvenți. orice doritor care vrea să învețe să facă digital marketing, poate veni la voi să învețe asta? Noi avem 3 programe de instruire. Este Facebook pentru începători, deci zero sau startul. A început deja Încep. cursul vostru? Prima ediție deja s-a terminat. De săptămâna viitoare începe alta. Adică noi Da, cea avem. din 18-19, da? Da, a fost. Respectiv, avem Instagram-ul, el e joi. Instagram-ul e joi, cursul de Instagram de 2 zile. Per fiecare curs, din cauza că e pandemie, am făcut și anumite cărți, ca pe lângă partea asta de discuții, teorii, tu poți să răsfoiești. De ce oamenii sunt prezenți fizic la cursuri? Nu, ei sunt online, dar noi le expediem cărțile Ah, prin poștă. ok. Sau peste hotare, sau în Moldova, le expediem cărțile și ei cumva au contactul ăsta. De ce am făcut chestia asta? Ține inclusiv de marketing. Are 2 părți și întotdeauna trebuie să fim sinceri cu audiența și chiar și noi să recunoaștem. Nu poți să primești anumite upgrade-uri. Noi înțelegem că iPhone-ul și-a făcut upgrade și el l-a făcut mai prețul mai mic, dar ne-a scos nou încărcătorul, ca pe urmă să ne bage tot încărcătorul. Chiar dacă el a poziționat că 13 milioane de mașini nu o să meargă. Cu toate că, din urmă, îți vin 13 milioane de mașini care să aducă încărcătoare. Da? Adică, industria asta nu a spus. Este și zona de grijă față de natură, dar este și marketingul în toată chestia asta. Păi că noi, la fel, am făcut o carte în care am spus clienții noștri, în mare parte, sunt în vârstă 20-45. Asta este targetul nostru mare. Ei sunt cei care s-au deprins cu cartea, mai ales vârsta 30-45. Ei s-au deprins țin în mână ceva. De ce? Ca să se simte mai confortabil, ca să se însușească mai bine, noi am creat o carte. Deci asta este un produs strategic care a venit pentru că pandemia a spus că n-aveți contact să-l vedeți pe Talmazan în realitate,
Poftim cartea și tu răsfoiești și ești parte dintr-un alt proces. Și oamenii au această carte atunci când participă la cursurile voastre, da? Da, da, da. Și eu Ok, spun, deschidem la școala de, pagina 6. școala de marketing, Prom Capsula, agenția care se ocupă de managementul SMM al clienților Da. corporativi și... Și un copil vnebrăcnic. Este un proiect care m-am băgat și anume din cauza că nu știem insight-ul care ți l-am spus la început. Dacă nu te pricepi, nu te băga. Este un proiect care l-am făcut 3 ani de zile. Se cheamă Kick Social Work. Este o platformă de analitică. Cei care sunt în temă, poate ați intrat pe site-uri precum Social Bakers, Sprout Social, Bubble Box. Sunt sisteme în care tu îți pui pagina ta și din cauza că Facebook-ul ne dă o fel de conexiune specială, noi putem stoarce datele și interpreta datele analitice. Așa. Eu fiind în temă, având în cap structuri, tabele, Excel-uri, am zis, să fac eu o platformă de asta. În 3 ani de zile am investit peste 120.000 de euro și platforma Static Punching. Am avut 3 echipe angajate, outsource, veneau mai ales programiștii, mi-mi plac, ei sunt o castă aparte a societății, băieți care fac site-uri, adăși întotdeauna ceva care noi nu înțelegem, ei spun că HTML, QVC, frame-uri, ni-frame-uri, HUD, body, și ei veneau și spuneau, Dmitri, noi 2000 de litere am, sau rânduri și acolo îi scriu. Și eu zic, ei, dar 2000, tac 2000. Vine unul, nu, gata, flat-ul nu merge, trebuie de mers în altceva. Și caroci, eu din cauza că eram tânăr și neliniștit, din cauza că eu nu puteam controla procesul, eu pur și simplu cheltuiam câteva mii de euro pe salarii și pe proces, câțiva ani, ca să am feeling-ul ăsta, eu nu cred că asta e doar a moldovanului. Asta e un feeling gen încă o leacă, e ca, nu, e ca, da, întrebarea încă mea, de ce trebuie tu să vrei să pornești așa ceva când deja așa ceva exista? Cu ce vrei tu să fii mai bun decât competitorii? Cu de eu ce vrei am să avut știi? Răspuns. Acolo erau niște sisteme, toate platformele astea se diferă prin 2 chestii. Prima, bugetul. Social Bankers au avut niște runde de investiții foarte mari și ei sunt în top. Și cum tu interpretezi datele? Așa. Adică felul cum tu aduni rapoartele este diferența practic de ce tu te duci la stânga sau la dreapta. Respectiv, așa. Eu mizând pe experiența mea din digital, eu am interpretat datele cum mie mi-ar și comod eu să citesc. Și noi o perioadă dădeam rapoartele clienților noștri pe platforma noastră. Și atunci asta era tare ok. Adică tu și am acum înțeleg. Poți intra pe Kick Social Work și să scrie acolo, este un câmp, scrie brandul tău și eu îți dau raportul pe toate like-urile, share-urile și comentariile. Deci tu de altfel ai de la construit un instrument pentru business-ul tău. Da, era o soi de combinație dintre Steve Jobs și Steve Wozniak, numai că Steve Wozniak nimeni nu știe. Respectiv, în sensul ăsta, eu știem produsul, dar eu nu aveam capacitatea tehnică mai departe. Eu puteam să vând produsul ăsta. Eu am văzut logică, eu am 3.000 de studenți pe an, eu aș putea vinde produsul ăsta la studenții mei, iau nevoie de asta. Dar participând la niște hackatoane sau la niște runde de investiție, nu-mi dădeau bani pentru că în fondator nu era programist. Am înțeles. Și dacă este programist aici, scrieți-mi, business-ul e liber, îl luăm. Spune-mi acum, hai să, veni, să ajungem la întrebarea aceea foarte importantă legată de acei 5 pași absolut obligatorii ca să crești online. Trădează un pic din secretele cursurilor tale pentru cei care ne urmăresc. Eu nu o să fiu răutăcios, eu pot spune tot oricum nic n-o să fac. Este așa un paradox la cursuri. De ce? Nu, uite, eu muia, sunt gata, îți dau gratuit. Dacă dau acces gratuit la curs Facebook Start, la test, și peste săptămână îți țără statistica cât s-a uitat până la sfârșit. Nu din cauza că speaker nu e interesant, speaker-ul și carne. Pur și simplu, foarte multă informație este. Adică oamenii cumva, mai ales dacă nu au plătit, oamenii... Nu tratează asta așa, de parcă da. Ar fi plătit. Uh-huh. Și se împart în 2 categorii. La și la care frige, dar și la care frige de-am o găsit, și la și la care e în stadia de frigere, că așa e cel mai bun. Acela, și nu doar pentru noi, pentru orice domeniu. Tu dacă ai nevoie în mâine să faci un plov, ai intrat în Google și ai scris plov și te-ai dat la 500 de plovări și până ai găsit așa recetă care îți faci ție. De ce? Eu cumva am observat că foarte mulți antreprenori e bine că încep să studieze marketingul. Și eu sugerez că doar că poziționarea lor este incorrectă.
Tu nu trebuie ca antreprenor, ca director, ca vladica, tu nu trebuie să studiezi marketingul la nivel de to-do, genul, să mă asculți pe mine prin prisma, dar cum eu asta să fac? Dar tu trebuie să știi că există pixel. Tu trebuie să știi și asta CTR, click-through rate, procentul de conversie dintre cei care au văzut și cei care au clicat. În unele campanii asta e crucial. Adică dacă CTR-ul la tine e mai mic de 1%, la tine în campanii probabil sunt probleme. Sau, spre exemplu, și atunci când vin la tine un social media manager sau angajez, nu de doamne un social media manager, și el îți spune că vrea salariul de 6.000 de lei, dar tu binecuvinit, că măcar unul a intrat la noi potențial angajator, și el stă și face niște posteri și tu când întrebi, dar la voi cineva face să mă... Știi care e fraza cea mai des? Este un băiat cu IT-ul, el, cu IT-ul cineva, sau noi fetiți postează. Nu e ca, că eu cunosc la noi fetiți postează, eu mă întreb, și fetiți, și postează, Asta e un mie mi se pare. salariu în fiecare lună plătit unui Da. om care nu dă rezultate, așa-i? Și, da, chiar dacă așa lași să dăie, dacă el dă rezultat, asta încă e mai rău pentru specialist, pentru că șeful nu te înțelege și omul și ăla pleacă foarte repede. El tot simplu dezamăgește, genul, că mă ia tot și tot de casă, eu share production, dar șeful zice, adică production. În primul rând, și asta production, hai zici, vreau, și al doilea rând, dintr-o și nou, și în Google nu-ți faci. Adică, de ce e ca conștientizarea asta despre faptul că noi dansăm pe același ring, antreprenorul, specialistul, piața, e foarte vitală. De ce eu aș începe de la elementul 1, primul sfat, cum formulai tu, cum suntem în online? 5 pași ca să crești pe online. Așa, primul pas. Faci primul pas spre online. Aici. Tu trebuie să înțelegi că acest proces este inevitabil. Dacă tu vrei să trăiești următorii 5-10 ani de zile ca business, trebuie să dai seama că există generația X, Y, Z, Alpha, Omega, Cyborg, și tot încolo. Respectiv, generația X, către care noi tot am mizat până muia, că erau plătitorii noștri, ei dispar. Ei dispar și asta înseamnă că dispare un 30% din consumatori și vine un 60% din consumatori care nu ne știu pe noi ca business, care au altă logică și reguli de consum, care au alți idoli, vectori, factori de trigger. Trigger la și cluiesc ei, da? Adică dacă Tușonca lucrează ghinii pentru că asta este triggerul generației baby boomers și X, la ăștia lor, ei fără mâncare trăiesc. Le-și bă sonță, dai vitamina C, s-o pus păturică și D, în meditație. vitamina D. Ce? De la soare, vitamina D. Ei, dar știi cum? Tu, în marketing fiind, poți să o vinzi ca vitamina C, dacă vrei. Eu sunt sigur că și matea mea a fost de acord că ce. Așa că ne nada. Nu, tu ești convingător, este adevărat. Brașoi, tu știi să pui. Așa, bun, deci sfatul tău Respectiv, număr unu asta este, în primul rând, fă primul pas spre online, începe pentru că să... este inevitabil. Sau crede în faptul că drumul înapoi nu este drumul, este numai înainte și cu cât mai repede tu sari în acest tren, cu atât mai bine. Hai, Da. sfatul numărul 2. Sfatul numărul 2 este focusul. Tu singur, cu ajutorul altora, nu contează circumstanțele, fiecare va decide pentru dânsul. Focusează-te pe una, două platforme. Eu le calific ca element de atitudine proactivă și prezență pasivă. Adică eu sunt pentru faptul ca brandul să-și deschidă conturile pe toate rețelele de socializare. Adică fii prezent peste tot, pentru că dacă omul caută în Google, lasă apară contul tău, unde este descrierea, număr de telefon, tot și. Dar puneți un focus, Facebook-ul și TikTok-ul, la Clubhouse-ul și Twitter-ul, și de calitate, nu cantitate. E Mai ca scurt, așa mai pe limba noastră, nu te crăcăna. 100%, pentru că rezervat. Cel puțin nu pentru început. Investește în conținut calitativ pe câteva platforme care sunt cruciale, anume pentru segmentul tău de auditoriu, dar fă-le ele să fie funcționale, prezente, vii în fiecare zi corect administrate, de să fii prezent peste tot și superficial. Foarte bun. Da. Următorul sfat. Finisând a doilea idee, crește pe spirală. Deci crește pe spirală pentru că altfel nu o să Ce primească. înseamnă asta, crește pe spirală? Deci, cum spuneam la început, când ești mic sau gândești mic,
Încep cu focusul o rețea, pe urmă două rețea, pe urmă trei, pe urmă șapte, pe urmă zece, pe urmă toate, pe urmă... Adică cu cât tu vei stăpâni un focus, poți să te focusezi și pe alte elemente. A treilea element, eu împart afacerile pe minim în patru segmente, asta este startup-ul, asta este business-ul intuitiv, asta este business-ul conștient și asta este deja holding-urile. Apoi, de ce le împart în zona asta? Că în dependență de ce fel de nivel tu de afacere ești, și aici nu vorbim de ani, startup-ul și 10 ani pe activitate în piață, pentru că când întrebi cât scot la sfârșit de lună, el zice că dacă îi scoate 100 de euro curat, apoi îi fi fericit. Apoi, indem duși te angajează dacă tu ca business faci 500 de euro curat. Respectiv, în dependență de nivelul ăsta, noi conectăm marketingul. Și că la pasul 3 aș conecta marketingul printr-o perspectivă care azi o promovez și o împărtăș în piața noastră minim. Asta este sistemul puzzle. Noi scriem acum o carte, un ghid ulterior despre marketing. Noi am fost la universități, noi am fost la top companii. Dacă este cineva prezent aici, scrieți, ne-am nevoie, gata să plătesc. Noi n-am găsit un plan de marketing, cap-coadă. E că eu n-am găsit, te-ți vorbesc, dar voi faceți plan de marketing sau te scriu, noi facem strategie de marketing. Eu n-am găsit un manual sau un ABC ca să înțeleg e că, aha, e că asta e plan, și eu de asta trebuie să fac. Care și cum vede? Cineva dă planul de conținut, îl dă ca plan de marketing. Cineva narativ de 25 de pagini, îl dă ca strategie de marketing. De ce, înțelegând momentul ăsta, noi am spus că haideți să mergem în felul următor, mai ales în pandemie, mai ales business-ul intuitiv și conștient, ușurel, haideți să mergem pe plan de acțiuni, nu pe plan de marketing, să facem o planificare săptămânală, lunară, trimestrială, maxim. Pentru că mâine iară ninge și care e sensul din postarea ta cu bine ai venit primăvară? Conectăm abordarea prin sistemă puzzle. Asta înseamnă că noi avem un coș de instrumente, online, offline. Și noi, în dependență de... Așa, ne-am așezat la masă și spunem care e situația pe săptămâna asta. Trebuie să povestim lumii mai mult despre noi. Dați să luăm din sistemul puzzle, influence marketing-ul, și să-l punem pe masă și să vedem condițiile de joc și să-l conectăm pentru luna asta. Plus, haideți să mai lucrăm în YouTube și Instagram. E că asta e sistemul puzzle. Atunci tu ți-ai adunat puzzle-ul tău în dependență de trei factori fundamentali a acțiunii în marketing. Scop, timp, bani. Deci, dacă tu, scopul raportat la timp, oameni, bani, sorry, tu ai KPI-ul tău, tu spui, luna asta vrem 100.000 de orice, like-uri, bani și vrei. Apoi, întreabă-te, tu ai timp real, obiectiv? Tu ai bani? Pentru că banii ar însemna foto, video, delivery, orice. Și tu ai oameni, competență, oameni în general care să facă. Pentru că dacă tu n-ai oameni, dacă tu ai puțin timp, și chiar dacă ai bani, nu o să reușească să atingi scopul. De ce e că sistemul puzzle este o formulă tare bună acum, în care brandurile mici pot și ei un puzzle mictel și trăiască o săptămână cu dânsul fără să zică noi trebuie să facem business planul. Știi cum afacerile astea fac business planul? Și acolo îți pui în cap, când ești, că analiza SWOT, strategie de piață, strategie de produs. Tu, habară, tu când ai înțeles ce ai vrut, tu ai avut un vis, dar când te-au băgat în asta, te-au îngustat. Eu, având privilegiu, onoare, ocazia și fiind certificat MBA, am făcut MBA-ul Londra și Moscova și acolo era un nene care ne vorbea despre business plan tare interesant. Până atunci eu n-am știut, poate voi ați știut, eu n-am știut așa. Eu întotdeauna mă temem de business planuri, de plan, vopsit, plan mă temem. Și el spune că planul nu este pașagăvă действие, plan este vector направления. Eu până atunci l-am văzut cum fel de facem business planul și o să trebuia să mergem business planul ăsta. Și el ne-a arătat total altă perspectivă în care business planul este un soi de, ia ca așa mergem. A, pe hodul de el am ajutat, trebuie să mergem înainte. În marketing fix așa. Eu cred că influence marketing ca să lucreze, dar el lucrează la 6 la 12 luni. Și nu are sens să iei un influencer care să lucreze pe inserție one touch. Pentru că dacă numai nu vrei să faci awareness, ai luat 10 influenceri și într-o zi o zis la 100.000 de oameni că s-a deschis magazinul X. O să vii oamenii că nu o să vină, nu asta a fost KPI. KPI a fost să audă. Dar dacă tu vrei business, salon de KPI cunoștințe, explică.
Key Performance Indication, indicator de performanță. Dacă tu vrei ca să ai vânzări sau dacă tu vrei un fel de relație, atunci tu trebuie să conectezi, pentru că influencerii, Facebook-ul, Google-ul, Billboard-ul sunt platforme prin care audiența poate să afle de tine. Ei sunt podul dintre ce poți tu să oferi și audiența care poate să audă despre asta. La ce punct Cam așa. Șase le-ai erau. spus pe toate șase din cinci care eu le-am cerut, da? Dumitru, ia spune-mi, te rog, care sunt motivele din care un cont pe Instagram sau pe Facebook crește greu? Este adevărat că în ultima vreme, în general, lumea crește greu pe social media dacă nu investește bani? Nu, noi trebuie să dividim conturile oamenilor și conturile afacerilor. Așa. Pentru că eu mereu zic că noi avem mai multe vânzări decât like-uri la pagină. Asta e la noi, e fapt asta. Și atunci întrebarea este un punct, eu nu l-am spus, dar el e ca tatăl nostru în sensul ăsta, se cheamă avatarul clientului. Mai nou, cei care e ca în marketing o leacă mai la dumneavoastră, nu la dumneavoastră, dar la tu, citiți ce înseamnă jobs to be done. Nene de la McDonald's a descoperit tare interesant jobs to be done. Și respectiv, noi înțelegem că jobs to be done-ul meu în raport cu contul de Instagram nu văd niciun sens să dau like la, spre exemplu, un restaurant sau la o vinerie. Nu e ca, care e logica? E ca, deși eu asta trebuie să fac. Tu, pentru că tu ai nevoie de clienți. Dar și Nu. restaurantul și vinăria s-ar putea să aibă nevoie de serviciile tale. Nu, înțelegi, la nivel de, iarăși ne venim real, e ca sunt 100 de restaurante. Eu am în cap 3-4 și când am nevoie, intru în Facebook și scriu, acolo se deschide contul lui și eu clichez pe apel, bună ziua, aveți mes, n-avem. Și restaurante mai știți? Și în sală, zice, aici este. Aha, aici este. Adică noi doar, asta nu este insuficiență de informații. De ce scăderea creșterii este că oamenii nu văd necesar să aboneze. Ei se abonează din emoții sau din Așa. uvajenie. Din uvajenie. Că mai noi avem 249 de oameni, probabilitatea vreo 10% să se abonați la mine. Chiar dacă 240 de oameni spui, ia ca cum o zis, nu știu cum o cheam băiețelul ăsta, dar ia ca cum o zis nenea este bărbos, fix așa și la mine. Dar el n-a să ducă la mine talmazam.md să se aboneze. Și asta să fie normal. Și eu știind despre asta, nu panichez. Important, el să nu panicheze. El doar la mine nu s-a abonat, deși alții trebuie să se aboneze la dânsul. Eu întotdeauna zic că noi suntem filtrul de bază în relație cu like-uri puneți? Nu. Comentați? Nu. Share-uiți? Nu. Acum vreți că tipa alți proști să o facă. Deci, tipa, noi nu facem că noi suntem ocupați, noi nu avem că noi doar suntem la volan, dar alții e că nu mă așteaptă. Talmazan să posteze și ei numai like-uri să pui la rând. De ce? Una din probleme este contextul cultural, care eu îl văd absolut normal și eu nu văd în asta problemă. A doua este algoritmul. Algoritmul spune un detaliu foarte important. Pe creșterea consumului, a contentului, asupra celorși utilizatori s-au năvălit mai multe informații. Asta înseamnă că algoritmul va arăta doar celor care cu mai mare interes manifestă față de contul X sau Y. De ce? O dată, două, trei, patru, cinci, eu n-am discutat cu tine prin mesaj. Chiar dacă ți-am dat follow, nu ți-am dat like la vreo două postări, tu dispari de la mine din stories și tu dispari din zonă. Adică, și asta e normal. Asta este corect. Nu comunici cu omul ăsta, atunci și ți-ai trebuie contentul lui. Acum artileria grea, Dumitru. Tu De care ce? știi tot despre tete în digital marketing. De ce te-ai băgat tu să fii sponsor la giveaways? Întrebarea pe care eu am primit-o în privat de la oameni care, gata, nu-l mai urmăresc pe Talmazan, că s-au băgat pe Emilian Crețu la giveaways. Eu pe urmă ți-am să spun de ce eu am fost de acord să colaborez cu tine. Cu toate că tu știi că asta a fost pentru mine Și mie îmi place că tu zâmbești. Eu cred că asta este super important. Atunci când vorbești cu un om pe temă, nu neapărat confortabilă, să zâmbești. De Eu ce cred. ai mers să-ți crești comunitatea pe giveaways? Nada, eu cred că există două tabere întotdeauna. Intrând în zona asta de comunicare digitală, eu am înțeles că, a spun în engleză, я не буду нравиться всем.
Înțelegi? Și eu înțeleg în momentul ăsta, încerc să nu mă pliez după altcineva, dar să fiu eu însumi, că eu așa trăiesc. Respectiv, eu sunt încă tot ce e experimentator. Unul dintre motivele din care eu am vrut, asta eu am vrut să am mulți follower. Așa. O dorință normală, eu nu știu dacă nu este vreun om aici care n-ar vrea să aibă follower ca Dar n-are, să da? generezi content de cel la care ți-a dus și mult follower? Este diferență dintre mine și Nata, în primul rând, Aha. de gen, și aici noi, eu pierd în fața ta deodată. A doilea motiv este background-ul tău și background-ul meu sunt diferite și zona mea e foarte îngustă. Deci eu nu vorbesc despre lifestyle, eu vorbesc despre digital și oamenii obosesc la digital. Eu nu mă pun că fac plov și se ridic stories-ul. Nu mă zic cum setez pixelul, oamenii încep țin, 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 care pixel, Dumitru, e weekend. Și respectiv eu înțeleg momentul ăsta. Dar eu, concret, eu am participat la vreo trei concursuri în viața mea. La este simple, o 200 de lei, 2000 de follower care nu au venit niciodată, dar eu special ca să văd să vină sau nu, în sensul ăsta. Concursul ăsta care am participat a fost destul de conștient, eu aveam un simplu scop. Eu tam ar fi să Noi vorbim despre giveaway organizat de Emilian Crețu, ăla Da. sfumătosul, în care tu ai plătit un ban. Cât ai plătit, apropo? Nu știu. Spune! Trebuie contabilitate Spune, spune, să spune. 500, vedem. 800, Nu, cât ai dat? era între 500 și 1000 și ceva genul ăsta. Ok. Și Nu mai sus de 1000. prognoza era cam de câți followeri să primești în schimbul 50 de la... mii. Dar eu eram la, nu la, nu la Emilian Nată, eu eram la Făinescu, A, în la mașină. Făinescu. A, la Făinescu. Este Emilian a participat în promovarea concursului. Gata, am înțeles exact. Tu e... Oh, asta Da. și mie. Asta încă și mie. Dar este stadii, da? Tipo, sunt stadii, asta e How cel low mai rău. can you go? Asta e Stai, stadiu. asta așa, tipo, opa, și eu m-am apustit, da? Ok, so, tu ai făcut asta, din câte înțeleg eu, ce obțin explicația ta este din Uite, punct de vedere a nu este experienței. explicație. Eu chiar în interior, unul dintre detalii comuni, proci și eu am avut primul val când eu ne-am mărit follower, asta a fost când eu aveam 6.000 mei și ne-am mărit la 10 ca să am swipe up. Cei, Așa. știi, la 10.000 îți apare în stories-uri organice swipe up. Nu regret niciodată în viață că am făcut asta, pentru că în activitatea mea foarte ușor pot șărui tot momentul ăsta. Aici am participat că am vrut să cresc și am avut o ipoteză. Eu știam că ies pleșe. Eu știam că eu o să-mi meresc când e nevoie bani. Eu asta zic la cursuri, eu asta fac, dar eu am vrut să testez o ipoteză. Dar oare nu se merită de jertvit? Dacă tu ești business, cu tine voi banii ăsta, dar să faci un ban pe termen scurt. Nu, gen, la tine vin 50.000, tu ai un produs, iese, intră la tine 20.000 de oameni și poate să le plac produsul tău. Și tu vinzi la 10 dolari și tu ai făcut ca 2.000 dolari. Spre exemplu, poate fi un model. Și aici eu vreau să spun poziția mea fermă. Unele afaceri care n-au nevoie de creare de strategie, relații cu publicul. Eu încă le-aș mai numi atnădnevche, tipa vindem husă. Asta este una dintre cele mai bune strategii, să participi în concursuri și să vândă mai stocul și să dispară. Dacă tu vrei să ai nume, dacă tu vrei să ai notorietate, nu contează cine a organizat concursul, Talmazan, Nata, Emilian, Carlos, tot una și ne. Algoritmul nu lucrează. Însăși, sistemul, modelul de acest sistem, el nu are și de afacere. Plus, Instagram-ul în regulament are interzicerea organizării de concursuri și instigarea la like and share. Câți oameni ți-au venit în urma acelui concurs? 50 De mii. de mii. Tu Eu am avut acum ai 14. 30 de mii, punct Da, și îi 7. cad. Și asta e ghine. Îi cadă, mă, îi scurăță. La mine, eu sper în vreo jumătate de an, un an de zile să mă curăț. De păcat. Atunci care-i sensul? Explică-mi. Îți spun, sensul nu e, pentru mine, eu n-am reușit să vând. Eu, ipoteza mea, ruhnula, N-ai reușit să vinzi, da? ea la hanuza, așa cum spun eu. Ți-a venit un public necalitativ pentru produsul tău. În raportul meu, da, chiar dacă produsul pe perioada ce era o ofertă foarte bună, Cu gen. toate că dacă tu vindeai huse, cu siguranță tu erai să faci niște vânzări. Probabil da, de asta și spun. Ipoteza mea este în zona asta, că ca algoritm eu înțeleg cum lucrează. Ca sistem, business-ul pentru notorietate nu se merită ți-ușiți contul vașiota. Eu mi l-am ușis, la mine era înainte la 14.000 sau câte avem atunci, era până la 1.000 de views. Când au venit 50.000, s-au ridicat la vreo 3-4.000 și acum, dacă o ridic la 1.000 plus,
E sărbătoare în casă la noi, șampanii, morojene, căblucică, da, așa 300-600. Dar la mine nu este din cauza că oamenii, adică la mine se abonează mai mult decât văd stories. Și se abonează oameni din cursuri, din evenimente, adică se abonează oameni reali. Dar eu înțeleg un lucru, că acest sistem este un sistem care are loc a fi în anumite condiții. Nu vă băgați în concursuri, mă repet, nu contează cine l-a organizat. Fără a număra banilor și de ce îi fac asta. Asta este un instrument de marketing. Atât. Pe dânsul nu putem să-l discutăm. Asta este marketing. Fix cum flyer vă împărțesc la semafor și le boțesc și din cauza asta poți spune că cade brandul, că brandul stău tău în urnă la fiecare colț. Fix așa brandul tău poate fi boțit și să îl blocheze, chiar să-l șteargă Instagram-ul. De ce? Eu n-aș repeta asta. Eu, apropo, am fost Dar organizat. dacă ar veni la tine clienți, tu le-ai recomanda să dai un ban la un influencer pentru un giveaway? Spun, eu aș recomanda doar la husă și din seria asta. Eu n-aș merge pe oameni care vor, după asta, spui Dumitru, dar și noi trebuie după asta încă și să plătim la Instagram să ne vadă postările. Pentru că organic, dar n-a să ne vadă nimeni. Genul, când tu faci o postare, cum se întâmplă repijor? O postare. Când se postează o postare, în jurul postării sunt ambasadorii brandului. În dependență și omuleni stau pe părți, Facebook-ul arată altceva. Dacă ieși din concurs, ei nu reacționează la postarea ta. Respectiv, Facebook-ul sau Instagram înțelege că această postare nu este relevantă pentru dânsul. Și el o scoate din feed-ul lor. Și atunci, într-o lună, două, el vede că oamenii tăi nu reacționează la ce ești tu postezi. Și atunci el te pune în caloș și tu stai cu 100-200. Chiar una din ipoteze, probabil, este mai ușor să crești un cont de la zero decât să ieși din banul ăsta. Nu, bun, noi vorbim acum cu tine de bani, de cifre, de like-uri, de numărul oamenilor pe cont, dar hai să vorbim o leacă de reputație. Că tu poți cifra contului tău să te joci cu ea, să o crești prin giveaway, să o reduci, să o mai contactezi pe nata, să mai lucrezi cu nu știu cine. Dar e reputația. Cât de mult trebuie pe urmă? Pentru că tu vezi totuși, Moldova e o țară mititică, dar ea este foarte necruțătoare la anumite chestii. Și iată, eu am observat că ceea ce privește să crești artificial pe Instagram, nu te cruță lumea. Nu te Eu cruță. Sau poate eu greșesc, poate eu trăiesc în bubble-ul meu. nu știi că tu nu greșești, indiferent ce n-ai spune. Pentru că, iarăși, na, Tu este mă exclusiv. invalidezi pe mine totalmente, așa? Ascultă, eu cred că oamenii noștri, în tare multe industrii, nu doar aici, nu sunt obiectivi că ei nu au cunoștință de cauză. Genul, el privește ca consumator. Indiferent cum se organizează evenimentele? Tu ai fost trolit zeci de ori și încearcă să organizezi. O nuntă am organizat și kebabul de mânișă prin toate colțurile pentru că altceva nu mâncam. Adică oamenii deseori din necunoștință de sistem, de cauză, fac concluzii de parcă asta e un fel de, nu tipa și, o strâns de la zeci oameni cât nu știu și, consecințe sunt în orice acțiune, indiferent. Faci publicitate, pratrolet. N-ați faci nică, n-ați faci bani, n-ați hrănești copii și 30 de oameni care stau în camera și ea. Deci eu sunt pentru acțiuni conștiente și asumabile. Dacă tu mergi în raport cu colaborare, cu un influencer, dacă tu spui billboard-ul și vrei să susții, spre exemplu, noi spunem la clienții noștri, nu comunicăm pe subiectul politic, spre exemplu. Dar sunt unele restaurante care au ieșit în față și au susținut unul sau alt partid. Și atunci, asta tot este greșit. Pentru că eu am luat o chestie extraordinară în marketing când lucram ca angajat la un club de fitness. Clubul de fitness are o zi pe an liber. O zi, 1 ianuarie. În rest, el nu poate spune, ne scuzați, baseinul sâmbătă nu lucrează, la noi sâmbătă morților, la noi bobotează azi, la noi căldura nu spune. Adică ei au și oameni, și ortodoxi, și protestanți, și adventiști, baptiști, de tăți, au și turci, și arabi, de tot soiul de națiuni, de genuri, de viziuni și ei nu pot să iei opoziție. E ca acest criteriu în marketing eu l-aș pune la fundament. Tipa, tu nu poți să crezi că părerea ta este absolută. Părerea ta este pentru audiența ta probabil o părere foarte fermă. Și tu construiești comunitatea în Instagram și spui, băieți, eu nu cred că e ca asta e normal. Și ce spun? Și noi nu credem. O, hai să ne stăm într-o comunitate și să trăim în această lume. Dar în paralel cu noi trăiesc alți oameni. Deci eu, în marketing, cred că de expus
De meditat. De meditat e frumos. Nu genul, și crezi, e că mine m-a deranjat, dar pe mine nu. Dar la noi mai deseori oamenii atacă. Atacă brandul, atacă angajații, atacă acțiunile, neînțelegând în general ce înseamnă production, ce înseamnă un banner, ce înseamnă că întâmplător, eu am avut, nu azi să spun, dar într-o zi poate un fuck-up de ăsta care puteau să mă închidă în marketing am făcut. Pur și simplu am uitat să schimb un cont acolo, s-a schimbat de la un nume la altul. Și că schimbarea asta, într-o perioadă de alegeri, putea fi tractată ca, eu nu știu, можно было прям снести candidata din alegeri. Pentru că întâmplător avea un bug vreo 6 ani în urmă, contul de Instagram și el schimba conturile de nume. Eu înțeleg de ce asta s-a întâmplat la mine și noi am stâns, era 300 impactul, numai 300 de oameni au văzut această postare. Dar dacă asta intra în presă, nu îi explicai că Talmazan la Hanusa, că el era tinerel și făcea bus post. De ce eu sunt pentru un, consum conștient ras. Doi, părerea mea trebuie să fie argumentată. Trei, eu am dreptul la părere și eu ar trebui să accept și întrebarea ta și părerea ta. Și aș vrea să fie un debat de dialog decât o părere că acela nu corect a făcut marketingul sau acela nu corect se promovează atunci când tu nici un cent încă n-ai promovat. Înseamnă că giveaway-ul tău cu Făinescu a fost un fuck-up? Pentru mine ca business, da, ca model de instrument, eu îl calific pe polișoara marketingului și spun, stai acolo, când ți-a venit rândul, noi este activat. Adică tu ești, tu îl customizezi în funcție de client, de produsul lui și de, în general, de planurile lui de business de mai departe. Exact, în Moscova, asta este unul dintre cele mai repede lucruri care puteau să crească și acum este trendul de giveaway-uri de zi, nu 7 zile. Azi am anunțat, mâine am câștigat. Dar iată cineva aici întreabă o chestie interesantă. Postările este, etichetează 3 persoane care fără sponsor și așa. Lucru pe care nu că îl urăsc, dar îl detest de nu mai pot și orice om care mă tăguiește undeva, eu îl blochez. Nu-l mai văd în comunitatea mea. Atât de tare mă deranjează asta. Tu ca și om din digital marketing, ce spui? Aceste postări, ele sunt eficiente? Aceste postări, iarăși, haideți să privim prin două paradigme. Eu ca chirurg o să vă zic, vă doare acolo pentru că nu acolo vă doare, dar în altă parte. Fișca este că rețelele de socializare lucrează pe social networks, legături sociale. Acum, cel mai frumos lucru care poate și în Facebook și Instagram, asta este interacțiunea între oameni. Când noi comentăm, când noi like-uim, când noi share-uim, lui Facebook și lui Instagram tare îi place și el mărește impactul postărilor. Apoi că când tu mă tăguiești pe mine, Facebook ca algoritm vede că tu faci sharing-ul ăsta cu mine. Și încă dacă eu accept și fac share la mine, de atâta mulți fac tagging-ul ăsta, dar ca harassment, iarăși, noi nu avem cultura consumului, trebuie să ai soveste. Nu genul la noi, ei se numesc contest hunter. La dânsul în profil, dacă intri, acolo începui de la roz de la mașină, fiind sunt cu biberoane pentru copii, el atât a participat. Probabilitate că ceva să câștige, oricum este. Și încă din istorie fani pe tema asta, este câteodată noi, spre exemplu, un concurs organizat și spui, păi spui concursul și vezi în comentariu, particip. Dar în regulament nu era particip. Adică sunt oameni care prosta tăguiesc, pun plus și scriu particip. Ceva precis că acolo era, știi? Ca să nu piardă nici una din regulile concursului. Deci eu sunt contra acestor momente ca consumator. Mie nu-mi place, eu ca instrumentariu înțeleg ce este asta, dar cea mai mare problemă, dă-mi 10 secunde, este ca afacerile care eu aceste tipuri de concursuri nu le folosesc corect. E că tu vii la mine și spui, Dumitru, vrem un concurs. Și eu spun, hai să facem așa. Zicem la oameni să tăguiască, nu să luăm de frumusețe, să tăguiască un prieten și noi lor le dăm o coafură gratuită, la amândoi. Acum, pe data de 16, noi facem regulile concursului și după asta, corect ar fi, ca noi în privat, la fiecare persoană, scrie, mulțumim mult, Alexandra, din păcate, numai Gabriel a câștigat gratuit, dar ți-ai dăm 25% pentru că ai fost bravo și ai câștigat. Și îți folosești, dacă tot ai spămuit atâta, măcar ești folosești până la urmă, că ce spunem, dar jimul ăsta, el nu există. Și că mulți cred că om singur, azi vin și-ați cumpere. Dar acest instrument pentru asta este creat. Ca tu să atăguiești și să obții un lead, un client potențial.
Și atunci tu îi scrii, el îți răspunde, trei nu ți-o răspund, 10 ți-o răspuns, unul a cumpărat și încă nu mi-ai făcut încă 10 lei. Eu Marketing mi-am pentru clienți, epuizat cred. întrebările mele, dar aici mai era așa o întrebare de la cineva. Ce facem cu oboseala de pe social media? În general, care este viitorul rețelelor de socializare? Prorocule, spune. Eu de am înțeles și să ții barba lungă. Ca să o faci pe proroc când ești întrebat. Nu. Știi, eu cred că rețelele socializare au existat întotdeauna. Nu cum Forma întotdeauna, lor. de la 2000 încoace, nu chiar Nu. întotdeauna. Nu, data. Forma lor întotdeauna era Ah, diferită. am înțeles. Da, la noi era așa o rețea socială, se numea Coropcaru. Și țurcă. Și noi trebuie să obținem anumite like-uri, share-uri din altă parte. Eu văd trendul. Este Gartner Chart, așa un chart, care arată trendurile de evoluție a tehnologiilor și a oricărui domeniu. El arată trendul de la 2 la 15 ani. Noi suntem în etapa în care intrăm în era cifrelor. Deci rețelele de socializare evoluează vrând nevrând în realitatea virtuală. Ele, în Moldova, nu vă faceți griji, tot normal, 10 ani, că mai trăim cu anaclasnici fără să ne tremurăm, aici tot e stabilă. Ia că ziceți că la noi în țară nu e stabilă, noi tot e stabilă. Respectiv, dar trendul care vine faptul că oamenii tot mai repede și mai repede trăiesc. Dinamica vieții este mult, mult mai repede decât înainte. Asta înseamnă că fluxul informațional trebuie să fie, de ce Telegramul o bucnit? Pentru că tu te abonezi la un Telegram de știri și vezi de știri, nu mai trebuie să duci pe 76.000 de portale. Foarte Asta bonit. înseamnă că elementul vine că noi informația deja percepem audio și vizual. Nenea Elon Musk a zis că a pregătit chipul și ala care dar pregătește telefonul ăsta, nu și ori asta e fake-uri, ori chiar începe el să facă și tehnologia asta în care strimată informația drept în creier. Asta îți băgăm în frică oameni, știi, mai trebuie de asta horror information. Și rețelele de socializare urmează să continue să facă conexiunea de repede să ajungi la publicul tău țintă. Ceea ce va trebui noi să facem cu generația asta care ne-a spus Z și Alpha, asta este să-i deprindem de azi cu brandul nostru ca peste 5 ani de zile. Spune Jolim că costul per lead, client potențial, este mai scump. Da, adică pentru că Coca-Cola azi vinde de ce? Pentru că eu am educat generații. Copilul numai s-a născut și el dăm ști și Coca-Cola. Dar Din mâia... laptele mamei, practic. Da, dar mâia, tânăra generație, ieși și știi de salonul Diana, de la Ciocana? E habar n-are. Și Diana, 5 ani de zile, a să vin și a spui, vreau reclamă, Dumitru. Și eu spun, ok, Diana, cum crezi, la Dar ce ai generația făcut asta? în ultimii 5 ani ca să vrei Da, ce azi am reclamă? făcut? Deci noi trăim în era în care noi va trebui să ne adaptăm foarte, foarte repede. Rețelele socializare o să evolueze, realitatea virtuală și hologramele, tot ce am văzut noi în Deep Spion, Fadim 2, 3, tot și tot este pe AliExpress de am spate comandat, tot e parte din comunicarea noastră. Cu siguranță asta este deja trendul, site-urile vin cu robot de gen, nu search de asta, cu mouse, dar audio. Tu îi spui și el caută tot ce ți trebuie. Siri, am văzut că rușul a pornit Marusia. Siri, Marusia, fiecare țară și-a luat câte o fetiță. Și creează intelectul artificial, ceea ce înseamnă că un lucru. Știi, noi eram în Londra, consultantul Margaret Thatcher la MBA, nou ne-a dus blocul de securitate cibernetică. Și noi discutam despre problema cyborgilor în viața noastră, cum asta e, asta ne lasă robotă să vină, știi, de ca panica asta. Și el spune că cu siguranță asta nu o să fie de gravă. Nu, gen, dacă și, apoi, ne perjuvaite, vă tă, ne uvidite. El a spus că un lucru care precis roboții sau robotizarea sau automatizarea nu poate să înlocuiască, asta este human touch. Asta este elementul în care noi, chiar dacă sunt, spre exemplu, automatizări la Messenger, poți să faci scenariu cum să răspundă chestii. Oricum, când un manager intră, tu știi că asta și tu apeși butonul, vreau să vorbesc cu managerul. Chiar dacă acolo erau trei variante și te interesează unde să-mi găsești, vreau să vorbesc cu managerul. Sau la telefon, la suni la orice operator și tu stai până acolo, asta zic toată legenda și e ca să-ți pui și buton tu să iei legătura cu operatorul. Chiar dacă răspunsul tău era mai sus.
Noi suntem în epoca în care contactul human, human touch-ul, legătura dintre oameni este valoarea supremă. De ce? Dacă noi prin brandurile noastre vom povesti despre brandurile noastre, prin prisma echipei noastre, clienților noștri, procesului nostru, dacă noi brandurile noastre vom face marketing social, care este tare fain acum, tare strategic, noi vom câștiga nu like-urile, dar like-urile vor fi ca rezultat. Noi vom câștiga atenția, fidelitatea, emoția, pentru că dacă vouă v-a plăcut, spre Reputația. exemplu, reputația în online a mea e una dintre trendurile cele mai puternice. Asta e moș, reputația în Dumitru, online. dar tu începi să introduci noțiuni noi, asta înseamnă că noi trebuie să întindem peredacea, ori eu vreau să-ți propun să lăsăm loc, pentru că eu cel puțin astăzi am auzit o noțiune care mi-e tare mi-ar plăcea să o dezvolt, ceea ce e legat de marketingul social. De asemenea, în comentarii a fost cineva care a zis, dacă suntem un business mic, un brand mic la început de drum, cum să ajungem la public țintă? Mai scurt, există teren, pe oameni îi interesează subiectul. Bineînțeles că eu însă încurajez pe oamenii care ne urmăresc, dacă lor li s-a părut interesant și credibil ce povestești tu, să te urmărească în speranța că tu vei continua în acele stories pe care eu le urmăresc, apropo, cu mare interes, să împărtășești chestiile astea, pentru că asta ar fi, știi cum, asta ar fi o Eu un doză zi de cunoștință. nu din capacitate de marketing, așa e firea mea, adică eu dacă nu mă deșert, eu nu pot să mă umplu. Eu sunt la sărată Doresc galbenă. succes la deșertați! Eu sunt la sărată galbenă, nu așa spune primarul respectiv. Eu sper mult că oamenii au înțeles approach-ul, încrederea. Eu nu sunt dar am lăsat gramotele în spatele meu, le-am adus la alți oameni, numele lor Apropo, nu se foarte vede. lame, gramotele n-aveau și căuta acolo. E, nata, el nu s-a mele, eu l-am luat de la Atunci e cel mai alt. bine! Dacă nu s-a atunci e bine! Eu l-am zis să vadă că este green, așa e? Este, so, eco-friendly, tot Da, asta da, da. este. Ceasul Este, la da. care nimeni nu se mai uită. Tot este. Maladeț. Dumitru, uite, eu într-adevăr cred că o să adun încă o serie de întrebări. Sper de data asta deja, cel puțin celor care aveau întrebări legate de giveaways, participarea ta în giveaways, de ce a fost nevoie să cumperi followeri, ce părere ai tu după această experiență? Pentru că motivul pentru care eu inițial am denunțat această manieră de creștere pe online, după care am stat de vorbă cu tine și am spus, stai, nu все так однозначно. Noi nu trebuie să ne uităm la o pată neagră pe un perete și zicem, peretele ăsta este murdar, dar poate asta este semnătura unui artist care nu mai și-a trecut pe aici, dar eu despre asta nu știu. Adică eu, cel puțin comunicând cu tine în sensul ăsta, n-am căutat să-ți găsesc scuze, că ia că eu amuia de-am nu mai cred așa rău de giveaways. Nu, eu am considerat că dacă tu ești un om din domeniu, ca și cum ai fi un medic, cum poți tu să știi dacă ceva merge sau nu, dacă tu asta nu testezi? Da? Au fost Este oameni în asta. istorie care și-au băgat lor înșiși vaccinele ca să Da, vadă da. vaccinul contra rabiei, așa au fost testat. Deci, efectiv, oamenii trebuiau să testeze asta. Eu aș vrea să cred că tu, acumulând această experiență, poți să fii mult mai bun pentru clienții tăi. Și da, celor care urmăresc, dacă vreți să creșteți în digital marketing, cineva întreba, a totuși marketing sau digital marketing? Și una și alta după mine. Și una și alta. Yep. Dar cel puțin dacă vreți să creșteți pe digital marketing, folosiți canalul ăsta de pe Instagram al lui Dumitru și deșertați-vă cu întrebări în inbox. Nata, îți mulțumesc pentru like-uri, e o plăcere întotdeauna să vorbesc cu tine. Cei care ne ascultă, eu am așa o regulă că eu foarte mult petrec timp în online și tare mult, dacă nu știu pe cât tare vă deranjează sau nu, dar dacă puneți întrebare la care eu pot răspunde, eu pot la volan fiind un audio să transmit și câteodată asta este gen 4 secunde, dar la tine s-a rezolvat întrebarea. Tu mă întrebi, dar și la mine postarea nu se vede. Și, de exemplu, eu întreb, dar ai postat-o? Nu. Fut, certificat Facebook MBA, ți-o răspuns. Adică, câteodată este ceva foarte la iveală. Eu am webinare, sunt cursuri și dacă noi putem să fim utili unul altuia, eu înțeleg un lucru. Cât mai mult efort voi depune eu în piața asta, să înțeleagă oamenii ce înseamnă CTR, CPC, CPM, CPA, CPM, Pixel, cu atât mai ghine o să setez publicitatea ei. Astfel, eu, când o setez, o să cheltui mai puțin bani. Cam e un fel de manche cu granata, știi, fiecare a unde vrea,
Și atunci noi toți avem de suferit, pentru că noi nu sistematizăm procesul de lucru. Astfel, făcând ghinii vouă, îi fac ghinii mie. Că dăm o două fraze, nu să arată galbenă. S-a sărit un porumbel din gură. Dumitru, mulțumesc mult, spor la treabă. Sper că pentru oameni a fost asta interesant. Cel puțin eu m-am bucurat să văd o creștere de spectatori și de comentariile la subiect. Eu o să salvez acest live pentru cei care abia s-au conectat și le reamintesc. Eu astăzi am stat de vorbă cu Dumitru Talmazan. Eu am anunțat această colaborare cu ceva timp în urmă. Această colaborare, eu sper, să fie reciproc avantajoasă și pe perioada pe care noi am discutat-o, să scoatem din ea roadele necesare. Dumitru este specialist în digital marketing. Asta înseamnă că este omul care se pricepe la tot ce înseamnă prezența voastră în internet, a business-ului vostru, a comunităților voastre, cum se seteze, să setați reclamele, cum să vă faceți mai bine găsiți, văzuți și, nu în ultimul rând, cum să vă crească business-ul, pentru că, până la urmă, despre asta este vorba, nu? It's all about money. Ei, nu chiar all, Dumitru, nu chiar all. Mai există o lecțică și de suflet, și de cum ai zis tu, personal touch, de tot. Da, asta e proces. E, cum se spune într-o chestie, e asta nu e preloșiță. Spor la treabă și nu Mulțumim, mai vine seară una bună, zi mai bună. bună și like-uri, share-uri, comentarii la toată lumea, pași, Da, sănătate și... dați și veți primi, ia ca acum. 100%, pa, pa, mersi mult la toți. Pa.